3 și am 10 ani. Mama mi-a dat un caiet și a zis să scriu unul lucrurile mai importante. Pe urmă a plecat în Italia să îngrijească un bătrân bogat și s-a căsătorit cu el. Azi, la școală, ne-am jucat la parlamentari. Adică ne-am jucat cu bilele, cum am văzut că fac și ei în Parlament. A venit fiecare cu bilele lui de acasă. Le-am pus în 2 cutii de tablă doare, de la bulionul de roșii, și am votat secret care e cea mai drăguță fată din clasă. După numărarea bilelor, a ieșit Elena, care are buzele mari și groase și se machează la ora de desen cu acoarele. Dar n-a fost bine, că Monica zicea că ea trebuia să iasă Miss, că vorbise cu toți băieții să o voteze pe ea. Contra o ciocolată cu lapte, că maică s-a lucrat la o cofetărie și o plătește în ciocolată și prăjituri, că e criză. Monica a spus că votul n-a fost corect, s-a supărat și ne-a dat cu bilele în cap și ne-a cerut și ciocolatele înapoi. Ionel, care e reprezentantul opoziției, pentru că nu face nimic din ce îi dă să facă doamna, a zis că votul va fi anulat, dar ciocolatele nu le dăm înapoi, că ce e dat e bun dat și mortul de la groapă nu se mai întoarce. Decât dacă e vorba de moarte clinică, cum a fost cazul bunica lui, care s-a ridicat din coșug în biserică, a zis că e sete și s-a culcat la loc. N-am mai avut timp să ne certăm, că a trebuit să strângem bilele care se împrăștiaseră pe toată clasa și deja se sunase de intrare. La ora de istorie, doamna învățătoare ne-a întrebat ce am face dacă am devenit președinți pentru o zi. Elena, care umbla cu nasul pe sus că părinții ei sunt ziariști, a bătut când pica de obicei și a zis că toți suntem victime ale manipulării psihologice și că ea nu-și dorește să fie președință, ci secretară de președință. Să ne întrebe în fiecare dimineață cum preferă cafeluța, să-i cheme Liptu și să-i țină umbrela când plouă. Am uitat să vă spun că Elena e blondă. Semafor, chiar așa îl cheamă, Semafor Papar. A zis că dacă el ar fi președinte, ar da o amnezie generală pentru oții de buzunare și alte tipuri de ciorbitori care este, că să-i scoată din închisori și să-i bage în locul lor pe oligarhi și pe moguri care suge bogăția poporului și care au vândut macarale la fier vechi și stații de benzină ca să se îmbogățească pe spinarea noastră. Eu n-am apucat să spun ce aș face dacă aș fi președinte, că s-a sunat de ieșire. Și m-am dus să lipesc afișe cu Monica la WC-ul băieților. Mi-a zis că îmi dă o savanie dacă iese ea cea mai drăguță fată din clasă la următoarea alegeri.